peste apele din ținut. Un micuț orășel este așternut, este plin de aventuri, dragii mei, și plin de prieteni voinice. Dar nu trece prea mult și apare un bucluc. E timpul pentru eroi, chemați-i pe eroi. Eroii orașului vin ca în zbor. Fiona stinge repede orice foc. Oli nu închide ochii deloc. Corbul calamităților n-are noroc. Eroi orașului. Petrecerea specială. Na 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 na. Ha? E ulei pe șosea, nu pot frâna. Ai grijă, corb al calamităților. Ești teafăr? Ai pățit ceva? Nu, no, doar o vânătaie și o zgârietură. Zilnic mi se întâmplă astfel de lucruri. Nu-mi vine să cred ce mizerie e în oraș mai nou. Ziare și cutii cu ulei alunecos pot duce la situații grave. Data viitoare cineva va fi grav rănit. Sigur, nu fiecare e la fel de norocos ca mine. Ei bine, ar trebui să plec. Pe curând, Tracy. Da, ai grijă de tine. Trebuie să se ia măsuri cu aceste mizerii. Da! Ați văzut? A fost grozav! Nu e nimeni să mă vadă. Ar trebui să merg în oraș să văd ce se petrece. Rău că am întârziat, am alunecat pe niște ulei și era să-l lovesc pe corbul calamităților. Vai de mine! Și rezultatul? Păi, corbul calamităților și-a păstrat toate penele, dar vopseaua mea are o zgârietură. Totuși, putea fi mult mai grav. Da, imaginează-ți! Ce noroc că nu ai nevoie de reparații. Săpătura e absolut perfect. Îngrășământul va fi excelent. Dar, Troy, de ce îți îngropi îngrășământul? Nu, săpătură, îngrășământul! În acea groapă voi pune resturi de mâncare și de plante. Se vor descompune treptat în îngrășământ, bogat în minerale pe care îl voi folosi. E inteligent. Mă întreb dacă putem face ceva pentru a face curățenie în oraș. Ar trebui să discutăm cu primarul. E o idee genială! Chiar crezi? Eu nu sunt sigur. Ba da, săpătură, după ce termin groapa pentru îngrășământ, vom merge și vom discuta cu primarul. Poate trecem și pe la Beni Brutarul pe drum. Am pofte de niște gogoși cu vanilie. Tu și poftele tale. Ce sunt astea? Sunt blocat! Nu are niciun rost! Sunt complet blocat! E cineva? Ajutor! Ajutor! Dacă tot nu avem nimic de făcut, am putea face ordine! Da, ai dreptate! E cam dezordine aici, nu-i așa? Hei, nu doar eu sunt dezordonat! Săptămâna trecută am văzut un vechi furtun de apă pe jos. Al cui era oare? Nu al meu, cu siguranță. Nu asta am vrut să spun, Polly, dar Alice Alarma are dreptate. E timpul să facem ordine aici. Da, așa e. Haideți să facem ordine. Serviciul de urgență? Cum adică? Blocat? Ai nevoie de ajutorul cuiva? Bine, terminat. Atenție la mine! Lambert a rămas blocat pe râu. Trebuie să mergeți să-l ajutați. Săracul de el!
Să-l chemăm pe Tommy. Ne-ar putea ajuta. Da, e o idee excelentă. Acum e... Momentul să intervenim! Tradi-dadi-dadi-du! Priviți! O altă coajă de banană! Aha! Dar pe asta nu voi mai aluneca! Ha-ha! Cine e norocos? E plin de gunoi! Gata, Lambert! Te-am deblocat! Piu! Mulțumesc pentru ajutor! E chiar periculos cu toate rămășițele astea care... care fac mizerie! Salut! Ce s-a întâmplat? Lambert a rămas blocat în gunoaie și nu a mai putut ieși. Iar probleme cu gunoiul. Ar trebui să veniți cu noi la primar. Trebuie să facem ceva înainte ca gunoiul să ne facă alte probleme. E o idee genială! Să mergem împreună! Oh, pare a fi un oraș minunat. Sunt sigur că voi fi fericit aici. O groapă de îngrășământ? Mi-e foarte foame. Vine cineva să mă ascund. Resturile s-au transformat rapid în îngrășământ. Ce miros de putregai! A fost cât pe ce? Se pare că avem probleme mari cu gunoiul. Chiar trebuie să facem ceva. E evident! Dragi prieteni și cetățeni, vom organiza o petrecere specială. O petrecere specială? Da, împreună vom face curățenie în orașul nostru. La final vom sărbători cu un tort uriaș. Așadar, petrecerea va fi specială. Ura pentru tort! Așadar, dragi prieteni, acum declar deschisă această petrecere specială. Sunt rămășițe și la babord. Sau la tribord. Au! Bine lucrat, dragii mei. Cutia de conservă acolo în tufiș. Evident, trebuie să ajungă la coș. Așa e. Și am strâns absolut totul. Bună treabă, dragi prieteni. Orașul nostru e din nou frumos și curat. Iar acum... e timpul pentru tort. Dar ce facem cu aceste gunoaie? Nu le putem lăsa aici. Ei bine, e o întrebare foarte bună. Bandiți hoțomani, cineva mi-a furat minunatul îngrășământ. Acum câteva clipe era acolo, acum a dispărut. Înțeleg, dar pare cam ciudat. A dispărut tot îngrășământul? Exact! Și ultima fărâmă. Nu înțeleg de ce l-au furat. Sunt foarte trist. Să mergem, Troi, să căutăm împreună indicii. Mă întreb ce s-a întâmplat. E păcat că au trebuit să plece în toiul petrecerii. Da, e păcat.
dar și noi avem o problemă. Ce ne facem cu aceste gunoaie? Aici era îngrășământul meu. Ha! Cred că am găsit un indiciu. Șt! Ascultă! Hoțomanul e de partea cealaltă a hambarului. Hei, tu! Hoțoman aiurit! Dă-mi înapoi îngrășământul! Scuze! Wow, nu trebuia să strig așa. Adică, liniștește-te, nu mai plânge. Oh, vai de mine. Mi-a fost foame. Eu sunt Gary. Nu am unde să locuiesc și nimeni nu vrea să fie prietenul meu, fiindcă... am un miros neplăcut. Nimeni nu vrea să fie prieten cu un gunoier. Un gunoier? Eu ador gunoiul. E preferatul meu. Aha! Mi-a venit o idee fantastică. Haide, să mergem. Ah, e absolut perfect. Bun venit în orașul nostru, Gary. Ah, vreți să rămân? Vreți să fim prieteni? Sigur că da. Evident. Aplauze pentru orașul nostru curat și pentru o nouă prietenie. Ura! 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 E momentul să gustăm tortul. V-ați bucurat de petrecerea specială? A fost minunată. Orașul nostru e din nou curat, iar hoțomanul de îngrășământ ne-a devenit prieten. Sună minunat! Vai, a fost o zi lungă, asemenea petreceri sunt obositoare. Așa e, de-abia aștept să dorm. V-ați descurcat de minune astăzi, dar încă nu ați terminat treaba. Ați uitat ceva important. A? Ce? Ați uitat să faceți curățenie aici. Oh, nu! Oh, nu! Bună dimineața, vecine drag! Bună dimineața! Te-ai trezit așa de dimineață? Da, mă duc în oraș să golesc coșurile de gunoi și să fac curat. Ah, bravo ție! Trebuie să plec și eu. E bine să te menții în formă, nu-i așa? Să ai o zi minunată! La fel și tu. Cred că voi fi fericit aici. O, scuze,